Minge dată între picioarele adversarului. A fost englezul Harrison și acum un 2 contra 1. Poarta este goală și este 1-0 pentru Farul. Mâna ridicată a arbitrului consemnează offside-ul. Golul nu este validat. Unghiul acesta nu ne ajută absolut deloc. Aici nu este, dar probabil că a fost la prima fază la Rivaldinho, la pasa către Rivaldinho. Și totuși văd că se bate lovitura liberă pentru poziția de offside a lui Budescu. Se verifică la VAR. Gică Popescu în prim plan, președintele executiv al celor de la Farul. Durează mult, e frig afară, jucătorii pot tăci, își pot pierde încălzirea. La Budescu nu e cazul. Intră în discuție acolo și un oarecare strat adipos și a aruncat mânușile. Durează mult până se trag liniile. Poate că ar trebui ca în meciurile de Superliga să fie totuși folosit un soft mai performant pentru deciziile de offside, pentru fazele de offside. Arbitrul Kovac Sauj, fratele lui Ișvan. Ișvan cu o prestație foarte bună la meciul Real Napoli. Hai să mai vedem o dată. Foarte posibil să fie într-adevăr offside. Semnalizarea de la margine a fost Tunio Giferenț din Zalău e pe atacul Farului. Durează nepermis de totuși. O verificare care părea să fie simplă, cel puțin din acel cadru general, aș zice că umărul, măcar umărul lui Rivaldinho e mai aproape de poartă decât poziția penultimului apărător. Leo Grozav în imagine. A venit anul trecut la echipă, a promovat-o pe Poli în prima ligă. A fost antrenor la Botoșan, la Șep și la Petrolul. N-a început prea grozav meciul ăsta, a început cu o pauză, practic. Să spunem că actuala Poli Iași nu are vreo legătură cu echipa înființată în 1945 cu echipa de tradiție a Iașului. S-a dat gol. Stupoare. Dacă VAR-ul zice gol, zicem și noi.
Budescu înscrie așadar 0-1. Farul conduce. Jubilează suporterii Constanței.